Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu când am făcut școală, n-am reușit să mă îndrum spre nimic. Și am ajuns cu voi aici. Dar se făcea mult ase și drept. Adică colegii mei erau incorpore calați pe astea două facultăți, pe drept și pe ase. Și pe urmă, un pic, 5 ani mai încolo, au început să facă IT masiv. Și se vede asta în ziua de astăzi, că sunt o generație puternică de IT-ști în România. Dar acum mi se pare că e foarte complicat. Dar sunt doar mai boși când zici că n-aveți nicio idee sau în general? Mi se pare? Eu aș prefera ca cei mici acum să-și dezvolte latura artistică mai mult și să meargă, uite, la mine să meargă spre zona asta. Dar n-am văzut nici alți copii. Pictură, sculptură, da, spre pictură, desen, astea, chestii de genul ăsta. Sculptură. Dar n-am văzut nici alți părinți foarte încântați de ideea. Ești total irresponsabil. De ce sunt? Așa ar, Alexandru să moară de foame toată viața. Așa ar fi zis toți părinții. Așa ar fi zis și tata, da. Da, 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 da. Să zic că Radu e încă mic, e clasa a treia, dar lui Ștefan îi plac foarte... clasa a opta. A șaptea. A șaptea. Îi plac cel mai mult geografia și istoria. Aha. Deci se face istoric-geografic. Da, adică cu geografie, în afară de profesor de geografie, pe mine nu mă prea duce mintea că asta îi place cel mai mult. Mm-hmm. Și istoric, da. Știu, adică nu știu cum te faci istoric. Nu... Dar chiar așa, ce faceți, dragi părinți, când copilului îi place geografia? 0372069599. Tot respectul. Plecați în vacanță. Da. Eu asta. Nu, adică, serios, ce vor să se facă copiii voștri? Și să ne sunați și voi, copii, ce vreți să vă faceți? Eu când eram mic, voiam să mă fac astronaut, asta era clar. Da? Și da, și vânzător de înghețată. Aia, bine, astea, da. Da. Nu, serios, bine, și după aia am vrut să mă fac jurnalist. Eu dacă mă făceam ce aș fi vrut, ce voi? Eram milițian, acum cred că eram și pensionat. Da, erai pensionat de mult. Da, ai văzut? Practic, erai pensionat și angajat la stat la un nou job. Deci urmați-vă visul, dragi copii. Uite, pe mine dacă m-ar fi îndrumat părinții mei și mi-ar fi spus chestia asta că poți să ieși la pensie la 40 de ani, te băgai... Știi câte flotări făceam? Mi-am pare rău, era cu probe fizice, era nasol. Pe asta zic, m-a apucat slăbeam. Deși ce am văzut pe stradă, pe aici, pe acolo, cred că probele fizice sunt trecute ușor în poliția română. Băi, ăștia din generația nouă, ei văzut că sunt ca lumea, tinerii. Care au 18 ani. Ăștia nou val de polițiști. Mă refer la oamenii care săraci de ei sunt în pragul pensiei de-abia să mai târâie la 40 de ani. Știi, generația noastră. La 40 de ani. Da, dar la Academia de Poliție, acum, dincolo de glumă, la Academia de Poliție, concurență foarte mare. Sunt anul trecut, erau 5 și ceva, aproape 6 pe loc. E normal că e... Uniformă, uniformă. E dream job. Da. Nu, 0-3-6. Da, stați așa, să vedem. Știți de ce zic? Mă uitam că au dispărut 62 de meserii din nomenclatorul oficial. Și au apărut 69. Deci, ce a apărut? Au apărut așa, fiți atenți. Expert în criminalistică informatică. Bun. Te pricep la IT. Expert în investigații digitale, în securitate cibernetică, expert în surse deschise. Astea sunt noi meserii. Și au mai apărut barista. Asta mi-ar plăcea. Mișto. Da, la băruleț. Analist comportamental, artist multimedia sau... Da, ăștia am auzit de artist multimedia, ăștia fac tonița și pe urmă fac grafică pe computer. Degustător de cafea. Nu te cred. Serios? E meserie? Da, meserie, nomenclator. Degustător și cafea. Degustător de cafea, pardon. Păi am plecat. Da. Dar să știi că am un amic care el este, se consideră, nu știu dacă este meserie nomenclator, dar el este degustător de miere. Și îți vorbește jumătate de zi, dacă vrei. Despre miere? Da. Despre tipuri de miere. Și da, florile de unde au fost. De cum știe, de unde recoltează albinuța, de unde nu trebuie să recolteze. Miere de mentă am... Are un business în sensul ăsta, bănuiesc. Nu cred că are un business din asta, e pasiunea lui. Dar să-i cer niște recomandări, serios. Recomandări de miere? Dacă fiu eu la mic, e fel pe miere. Dacă vrei, îți faci cunoștință. Eu mă duc la magazin și văd 7 feluri de miere. Serios, știi? De salcâm, de habar n-ai. Eu m-aș face degustător de dulcețuri. Degustător de dulcețuri. Se poate face orice, dacă vrei. Poți să mă fac degustător de ciocolată, bun. Bun. Acum, serios vorbind, către ce îndrumați pe copiii voștri? Adică aveți discuții cu copiii voștri despre asta, despre viitor? Eu, cu părinții mei, discuțiile astea erau foarte intense.
Bun, sigur, am terminat liceul pe vremea lui Ceaușescu, dar atunci era multă descurajare. Nu face aia, nu face aia, nu face aia, fa asta, fa asta. Cred că și acum e la fel, cumva. 0372069599. Sunați-ne și spuneți-ne către ce îndrumați pe copii. Voi știți ce meserie credeți că prinde acum? Ce meserie e bună? Ce le zice? Și ce vor ei să facă? Poate ne sună și cei mici să ne spună dacă și-au exprimat vreo dorință și ce le-au zis părinții. I-au încurajat, le-au explicat că poate nu e bine. Lucruri de genul ăsta. Vă bat la cap părinții, măi copii, sunați-ne și spuneți-ne, băi, mă bate la cap să mă fac nu știu ce și eu nu vreau. Da. 0728 3132, sunt mesaje audio pe WhatsApp, dacă vreți. Avem deja câteva zeci. Și telefoane, și telefoane, inclusiv, dragi copii, vă așteptăm să vă plângeți. 0372069599. Ce vreți să vă faceți sau ce vor părinții voștri să vă faceți, ce ar fi bine? Victor, de 11 ani, ne-a sunat deja și sunt tare curios ce vrea să se facă. Bună ziua! Salut, Victor! Sunt Victor, am 11 ani și sunt pe clasa 5-a și materia mea preferată este geografia. Bă, ce bravo! Tare. Și ce vrei să te faci cu geografia? Ce o să faci cu geografia? Eu vreau să devin geolog când voi fi mare. Geolog? Și după aceea președintele României. Știi că am avut un geolog care a devenit președintele României? Emil Constantinescu. În urmă cu ceva timp. Nu știu dacă erai tu născut atunci. Știi, Victor? Da. Bravo. Okay. Bine. Dar spune-mi, colecționezi deja pietre, le duci acasă spre bucuria mămicii? Da, colecționez. Ok, și mămica se bucură, nu? Când vii cu pietre acasă? Da. Bine, ținem pumnii. E o meserie foarte frumoasă, să știi, și presupune, cred, să și umbli mult prin aer liber. Ceea ce e bine decât să stai blocat într-un birou. Da, și multă răbdare. Victor, mult succes, baftă astăzi la școală și să te faci geolog, să ne suni peste câțiva ani să spui, să spui că ai reușit. Să sperăm un președinte geolog mai bun. Da. Andrei are 13 ani. Bună dimineața, Andrei. Bună. Bună dimineața. Salut. Ce vrei să te faci? Andrei, am 13 ani și vreau să devin arhitect. Arhitect? Îți place matematica mult? Da, se poate spune. Și desenul? Și desenul. Da, în primul rând desenul. Dar Lego ai? Nu, n-am talent, dar mă pricep. N-ai talent? La ce n-ai talent? Stai că n-am înțeles. La desen. La desen. Dar Lego ai? Construiești căsuțe de Lego astea? Nu, n-am construit niciodată Lego, dar îmi place foarte mult să desenez și asist la mai multe șantiere. Ce înseamnă asist la șantiere? Adică tatăl meu poate să construiască case și construiește acum o casă. E constructor tatăl tău? Nu, este coordonator de evenimente, dar a făcut și case. Foarte tare. Coordonează ce prinde. Deci are un exemplu grele. E o meserie foarte frumoasă. Și în care poți să creezi lucruri memorabile, care sunt admirate, care pot fi admirate de milioane și milioane de oameni. Și sperăm să devii un arhitect grozav. Succes, Andrei, mult succes și ție. Alexandra are doar 10 ani și sper că știe ce vrea să facă când o să fie mare. Bună dimineața, Alexandra! Bună! Bună dimineața, sunt Alexandra. Doresc să mă fac învățătoare. De ce? Pentru că îmi plac foarte mult copiii. Excelent. Și ai un exemplu în învățătoarea ta? Adică ai vrea să... Adică... Da. Acum sunt pentru că... M-am încurcat un pic. Am 11 ani și doresc să mă fac învățătoare pentru că îmi plac foarte mult copiii, pentru că merg în fiecare zi la doamna învățătoare, fosta mea învățătoare, și văd că sunt foarte drăguț și vreau să am și eu grijă de copilași. Dar care e cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă o învățătoare cu copiii? Să învețe copiii ce nu știu. Și cum nu trebuie să fie? Adică ce trebuie să evite să fie o învățătoare vreodată în cariera ei? Păi trebuie să evite să vorbească urât cu copiii. Ok. Și să-i bruscheze. Da. Mulțumim foarte mult. Sper că nu se întâmplă asta. Alexandra, îți mulțumim tare mult. Uite, Maria din Hunedoara are 12 ani și spune că își dorește foarte mult să fie călăreață. Călăreață. Dar mi se pare imposibilă o carieră de genul ăsta în România. Sunt mulți copii care au diverse... Din câte știu se face, dar costă mult, e o carieră foarte scumpă. Exact, au visuri pe care nu le pot realiza și conștientizează asta, din păcate. Poți realiza orice vis, dar trebuie să
fi și foarte hotărât. Am primit un mesaj de la Vlad care spune că amândoi părinții mei sunt medici și vor să mă fac și eu medic. Eu vreau să mă duc pe ceva cu muzică, dar au zis că nu e ok, nici așa. Și le-am propus să merg pe business și să-mi deschid un studio sau să manageriez un artist. Și sunt tot în zona asta, dar au zis că planurile mele sunt puerile. Fă muzică cu medici. Asta, fă medicina și îți faci și hobby-ul cu muzică. Mihaela, bună dimineața! Bună, Brian, dimineața! Bună. Bună! Ce ți-ai îndrumat copilul să se facă atunci când va fi mare? Eu nu mi-am îndrumat, pot spune că îi las pe ei, am doi băieți, da. Dar cred că și părinții și profesorii pot îndruma să-și aleagă. Dar băieții tăi ce vârste au? Unul are 15 ani și unul are 12 ani. Și îi lași așa, să decide ei pentru ei, n-ai discuții cu ei despre ce o să se facă? Am discuții, e în drum, așa cum am spus și poate vin cu... Dar la cel mare mi-a fost foarte ușor cu ajutorul doamnei de desen, care l-a descoperit în clasa a 5-a și a participat la un concurs național de arhitectură, el fiind de la o școală generală, deci nu cu... Din asta a luat mențiune. Și se face arhitect, vrea să facă arhitect. Și se face arhitect, exact. Și, și cel mic? Cel mic este un devorator de jocuri, okay. Aș putea spune și stă, este opusul, dar merge la cursuri de IT și pe partea aceasta, dacă tot se joacă pe telefon și pe PC și pe toate astea tot timpul, poate visează că va ajunge și el să facă jocuri. Mulțumim mult! Mulțumim! George are 12 ani, bună dimineața! Bună, salut, George! Bună ziua! Salut! Zi! Ce zici? Bună ziua! Eu în clasa 5-a m-am decis că vreau să devin președinte, să curăț politica. Foarte și bine. Profesor de istorie, engleză, biologie și geografie. Bravo! O să ai nevoie de o grămadă de timp să le faci pe toate, dar suntem convinși că o să reușești. Importantă fiecare dintre ele. Important e să faci ceva în care crezi cu adevărat. Foarte mulțumim bine! Mulțumim tare mult, George! Daniel, bună dimineața! Bună, Daniel! Salut, Daniel! Bună dimineața! Salut. Ai copii? Dimineața. Ce faci cu ei? Da, la momentul în care am sunat, eram în drum spre școală cu fetița mea lângă mine. Da. Între timp ea a părăsit mașina, da, și mă întorc pe servici. Ea și-a dorit multe. La început și-a dorit să fie polițist. Stai, câți ani are? Câți ani are acum? 10 ani. 10 ani. Suntem la prima schimbare și luăm prima decizie ce facem din clasa 5-a. Și a ales și am ales până la urmă împreună să urmeze partea de desen la o școală de arte, pentru simplu motiv că se face și altceva aici, cred că e română, aici, matematică. Aici nu e o graniță foarte subțire, știi, între a vorbi cu copilul și a încerca să-l orienteze astfel încât să aibă cele mai bune șanse în viață și nu care cumva să-l împingi către ceva ce nu îi se potrivește. Cum gestionezi asta? Am gestionat acest lucru căutând ce îi place să facă și alegând tot felul de activități extracurriculare în care ea să se simtă confortabil. Și chiar dacă este și o persoană care face probleme de matematică mai complicate, chiar dacă îi place și partea reală a educației, până la urmă, în momentul în care îi pui întrebarea din activitățile extracurriculare, la ce nu vrei să renunți, dacă trebuie să renunțăm din clasa 5-a, spus desenul. Mulțumesc foarte mult! Cred că e foarte important să identifici înclinația copilului către ce ar vrea să se îndrepte, ce i-ar plăcea să facă. Pentru că dacă îl lași să crească în această direcție, atunci acolo va avea succes. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.